Ideea de a face sex cu un robot ar putea suna ca o intrigă a celui mai recent blockbuster science fiction, dar iată că un raport realizat de Lelo în UK ne arată că o treime dintre britanici și-ar dori o astfel de experiență sexuală și vorbim aici despre roboți sexuali dotați cu AI, care se pot mișca natural și pot să țină o conversație. Dezbat subiectul chiar acum cu Radu Leca, psiholog. Radu, bun găsit! Pe o cutie a Pandorei, adică cu cât oamenii devin mai antisociali, cu atât ei își vor duce resursele către zone în care să prindă acest confort antisocial. Respectiv, practic ce ne demonstrează acest periculoasă statistică? Că avem de a face cu o îndepărtare a oamenilor, chit că sunt ei din Marea Britanie, de realitate. Practic ei își doresc să nu mai aibă niciun fel de responsabilitate în raport cu partenerul uman. Nu mai vor să audă reproșuri și vor ca o partidă de sex să dureze un anumit timp, fiindcă robotul poate fi programat. Categoric, robotul nu poate fi vizualizat drept un vibrator mai mare sau un vibrator mai complex. Nu. Avem de a face un bullet infinit. Nu. Avem de a face cu o extensie a pieței de erotism ce va magazina AI-ul și tehnologia. Da, e un pas important, dar tot antisocial vor fi cei care vor utiliza un roboțel de 5 sau 7 mii de euro. Da? Acum trebuie să stăm să ne gândim de ce trebuie să poarte conversații, de ce trebuie să auzi ceva ca să ai o experiență 3D cu adevărat importantă. Dacă se vor ataja și niște ochelari VR, atunci cu siguranță vom avea de-a face cu o poveste romantică. Nu o să lipsească nici poveștile în care oamenii, după ce își cumpără un robot cu care se și înțeleg, să își dorească să se căsătorească cu unul. Și, practic, nu o să mai întreb sub incidența întrebării către heterosexual cine poate face un copil, iar ei să răspundă o femeie, sau către structurile LGBT, iar ele vor răspunde nu știu, și vom intra sub incidența unei căsătorii extrem de periculoase cu un robot. Păi, sună periculos de bine viitorul. Sure. Mă gândesc că totuși până la urmă este un studiu care ne spune așa că unul dintre ei și-ar dori. Asta nu înseamnă că și-ar dori o relație. Poate că li se pare exotic să încerce odată. Da, și da, se pare exotic să încerci odată. Ulterior înțelegi că a fost chiar plăcut, că nu ai fost dezamăgit sexual, că ai putut programa un anumit număr de cuvinte și de expresii care să le folosească roboțelul, că el, fiindcă este înzestrat cu inteligența artificială ce își face permanent update-ul, va combina cuvintele pe care tu îi le spui și îți va face chiar și povestioare, că îți va da mesaje în timpul zilei și te va întreba fix ca într-o relație. Ce faci? Cum ești? Îmi lipsești? De seara facem dragoste, de abia aștept. Vezi? Și se conturează un univers care, într-adevăr, va fi raportat la inteligența artificială drept benefic pentru toată lumea, numai că am spus-o, o voi spune și poate după moartea mea o să spună și alții, inteligența artificială are un potențial nazist foarte mare. Din secunda 1, în care tot ceea ce a însemnat genomul uman a fost trecut către inteligența artificială și viteza cu care genomul uman a fost regândit a fost foarte mare, din acel moment mi-am dat seama că planul Hitler astăzi există. AI-ul te va subordona, te va domina, te va umili, dar înainte de toate te va face foarte bogat. Ulterior te va sărăci. Acum intrăm în incidența noțiunii de foarte bogat la nivel planetar. Dacă se va începe să se joace și cu criptomonedele, o să fie totul absolut perfect. Dacă face roboțelul care face sex și acest joc pe bursă, în timp ce îți dă mesaje că te iubește și că te așteaptă acasă, înseamnă că avem de-a face cu un viitor extraordinar. Nu mai trebuie să existăm noi. O să existe ei în locul nostru. Radu, mersi tare mult. Cu drag, Doamne ajută!